Bună ziua! Suntem la o nouă ediție a online FM Talks. De această dată suntem de vorbă cu un manager de investiții. Invitatul acestei ediții este Mihai Purcărea, CFA, CEO al BRD Asset Management, membru al boardului Asociației Administratorilor de Fonduri Financiare din România și membru al boardului CFA Society România. Este absolvent al Facultății de Management Financiar de la Institutul Bancar Român și al unui MBA oferit de City University of Seattle. Mihai, de asemenea, a mai lucrat la BCR Asset Management și este Asset Management, unde a deținut poziția de Chief Investment Officer. Este un privilegiu pentru studenții și masteranții Facultății de Management din cadrul SNSPA să stea de vorbă cu unul dintre cei mai reputați manageri de bani, manager de investiții din România. Și aș începe cu o prima întrebare pentru domnul Mihai Purcărea. Ce trebuie să faci? Ce trebuie să înveți ca să ajungi să gestionezi atât de mulți bani? Bună ziua tuturor și mulțumesc pentru invitație, Lucian, și pentru întrebare. În primul rând, trebuie să-ți placă piețele financiare. Acesta ar fi de departe cel mai important lucru, pentru că dacă îți plac piețele financiare, atunci vei căuta să știi mai multe. Este un domeniu destul de vast, de multe ori este un domeniu și foarte incitant. Nu multe lucruri ne aduc emoții precum ne aduc banii, astfel încât este un domeniu care aduce foarte multe palpitații. Și cred că de aici se începe. Dacă ne place ceva, apoi urmează studiu. Sunt destul de multe lucruri pe care le putem învăța, matematică, statistică. Foarte important, dar poate surprinzător și o să vedeți din prezentarea de astăzi, foarte multă psihologie. Extrem de multă psihologie în investiții. Poate părea ciudat, însă ca să înțelegi o investiție, trebuie de fapt să înțelegi comportamentul oamenilor, comportamentul investitorilor, ceea ce se numește behavioral finance, deci finanțe comportamentale, care în ultimii ani au căpătat în ce în ce mai mult avânt și chiar sunt câștigători de premiul Nobel pentru economie care vin din partea de finanțe comportamentale. Asta ca să răspund pe scurt întrebării. Încă câteva lucruri despre mine, dar deja a spus Lucian. Gestionez bani, fonduri de investiții, mai exact. În momentul de față sunt director general la BRD Asset Management. Aici gestionăm undeva la 1 miliard de euro, bani de la peste 100.000 de clienți. În trecut am fost director de investiții la Erste Asset Management. Acolo gestionam undeva la 2 miliarde de euro și cel mai mare fond de investiții din Europa Centrală și de Est, la momentul respectiv. Iar toată cariera mea, în general, am fost implicat în piețe financiare și în gestionarea banilor. Și cred eu cu destul de mult succes. Partea faină este că în zona asta de investiții poți să vezi aproape instant rezultatele deciziilor, dacă ai făcut ceva bine sau mai puțin bine. Și vezi transparent în ochii publicului. Dacă sunteți ok, o să încep să pun prezentarea pe ecran. În prezentarea de astăzi am împărțit-o un pic în două părți. Am să ne uităm un pic la partea de macroeconomie, că ce se întâmplă acum în piețe foarte pe scurt și pentru că în momentul în care vrem să investim, trebuie să știm de unde plecăm. Și am să ne uităm un pic la cadrul macroeconomic actual, practic de unde plecăm. Știm toți că am avut criza financiară acum 11 ani, 12 ani deja, în momentul 2008-2009, când am avut o scădere destul de puternică a produsului intern brut. Deci a fost o criză destul de puternică și se vede pe acest grafic.
unde regăsim produsul intern brut în America, în zona euro, precum și la nivel global. Însă anul trecut, ceva mult mai recent, de care sigur vă amintiți mai mult, am avut criza provocată de coronavirus. Însă a fost o criză de scurtă durată și o revenire la fel de puternică. Revenire în mare parte datorită intervenției băncilor centrale. Este ceva total atipic și poate sunteți norocoși că ați trăit atât de devreme în carierele voastre crize de genul acesta. Cea de din 2008-2009 erați prea tineri ca să mai țineți minte, poate. Însă cea de acum este o criză total atipică care rar se întâlnește. Partea faină este că în momentul în care la începutul carierei ai parte de asemenea crize, ai și foarte multe de învățat din ele. Ce s-a întâmplat anul trecut? A venit pandemia, s-au oprit motoarele în toate economiile și atunci țările au venit cu un stimul fiscal. Practic au început de la bugetul de stat să ofere bani pentru a nu se crea un blocaj total în economie. Franța, Germania au venit cu pachete fiscale extrem de mari, vorbim de 30% din PIB, garanții și stimul direct, plăți directe de la buget, aproape 10% dacă ne uităm la cazul Germaniei. În România și în România, deși s-a făcut destul de puțin raportat la PIB, totuși economia nu s-a gripat anul trecut datorită intervenției statului. Și cum s-a întâmplat asta? Pentru că statul nu are totuși bani nesfârșit, prin creșterea datoriei. Ce s-a întâmplat anul trecut? Datoria la nivel global a crescut extrem, extrem de mult și în momentul în care a izbucnit pandemia, am încercat să găsesc exemple în istorie când am mai avut un nivel atât de mare al datoriei la nivel global. Și singurul exemplu care îl avem este de la finalul celui de-al doilea război mondial, când statele la fel aveau un nivel al datoriei peste 100% din PIB, undeva la 120% din PIB, iar în momentul de față am ajuns la același nivel al datoriei foarte ridicat. De ce este important asta în momentul în care investim? Pentru că, bineînțeles, ne punem întrebarea cât de mult este suportabil și ce se poate face pentru a ieși din această datorie. Pentru că dacă statul are datorie foarte mare, la un moment dat nu va mai avea bani să cheltuiască și poate să afecteze atât salariile din partea de stat, cât și pensiile. Și ce observăm în ce s-a întâmplat după al doilea război mondial, s-a redus foarte puternic datoria. Și atunci mi-am pus întrebarea, ok, dar cum? Cum s-a redus toată datoria asta? Și dacă este să ne uităm pe cifre, banii nu s-au plătit înapoi. Nu a dat nimeni banii înapoi. Dar ce s-a întâmplat? Datoria se calculează datorie ca procent din produsul intern brut. Ce s-a întâmplat? A crescut foarte mult procentul GDP-ul, PIB-ul. Deci în momentul în care avem datorie pe PIB. Și ce s-a întâmplat atunci? PIB-ul a crescut foarte, foarte, foarte mult. Cum poate să crească produsul intern brut? El crește atât prin productivitate, ceea ce se numește creștere reală a PIB-ului și sunt cifrele care le vedem de cele mai multe ori la televizor, dar vorbim și de creștere nominală. Creșterea nominală înseamnă inclusiv cu inflația. Și ce s-a întâmplat atunci a fost o inflație destul de puternică care a făcut ca PIB-ul să crească mult, astfel încât acest indicator agregat a scăzut. Lucru care oarecum se întâmplă și acum. Cum se întâmplă asta? Păi, în primul rând, băncile centrale au început să tipărească foarte mulți bani. Vedem, de exemplu, în Europa, Banca Centrală Europeană a tipărit foarte mulți bani anul trecut și a continuat să tipărească. În Japonia, în America, precum și Banca Angliei, toate băncile centrale au tipărit bani. O bancă centrală poate să tipărească câți bani dorește. Singurul risc pe care îl are este cel legat de inflație. Și pentru că vorbim de inflație și vorbim de investiții, ne interesează, până la urmă ar trebui să ne intereseze pe toți, pe fiecare dintre noi,
ce putem face cu banii în termeni reali. Și este un aspect foarte important în investiții să privim în termeni reali. Pentru că dacă am acum 20.000 de euro și vreau să-mi cumpăr peste 3 ani o mașină, dar peste 3 ani mașina respectivă costă 25.000 de euro, înseamnă că de fapt eu în termeni reali am mai puțin bani. Deci am tot 20.000, realitatea e că în putere de cumpărare am o putere de cumpărare mai mică. Și ăsta este efectul inflației, care este foarte, foarte pervers pe termen lung. Și putem observa în graficul acesta că, de exemplu, în România, în ultimii 4 ani de zile, dobânda reală, adică dobânda pe care o primim din care scădem inflația, a fost constant negativă. Deci în ultimii 4 ani de zile, dacă am ținut banii doar în bancă, am pierdut și am pierdut destul de mult. Pentru că inflația constantă a fost mult mai mare decât ce am putut eu să încasez de la bancă. Dacă ne uităm la zona euro, situația este și mai tragică. Vedem că în zona euro avem inflația constant peste dobânda bancară în ultimii 10 ani chiar. Și chiar cine a ținut bani nou în această perioadă a pierdut undeva la minus 14%. Deci în termeni reali. Am ținut bani, am avut 100.000 de euro. Am în continuare 100.000 de euro, dar în putere de cumpărare, de fapt, înseamnă că am 86.000. Și atunci ne întrebăm cum investim. Și vă spuneam la început, așa un pic pe scurt, că investiția este, sau a investi înseamnă mult mai mult parte psihologică decât neapărat parte financiară. Și de ce spun asta și o să vedem un pic în cele ce urmează, este că să faci ce zice popa, nu ce face popa. Chiar dacă știm cum să investim, învățăm, studiem, facem calcule, știm cum să investim, realitatea arată că în momentul în care trecem printr-o problemă, printr-o criză, printr-o oportunitate, poate, acționăm foarte emoțional. Este așa numitul FOMO, de exemplu, Fear of Missing Out, care se întâmplă de multe ori când se creează bule. Adică îl vedem pe colegul, vedem pe vecinul că a făcut bani din acțiuni, din cripto, din orice și ajungem să investim nu că credem că este neapărat o investiție bună, ci investim de frica de a nu pierde, de a nu fi lăsați pe lângă. Și asta se întâmplă și de multe ori se inflatează bule tocmai pe acest gen de comportament. Iarăși în momentul în care este o scădere foarte bruscă, în mod normal, în viața reală, în momentul în care ceva devine mai ieftin, vrem să cumpărăm mai mult. Dacă televizorul pe care îl doream s-a ieftinit, probabil că îl vom cumpăra. Este mai probabil să-l cumpărăm. În investiții, când este vorba de bani, când pierdem bani, când investiția pe care am făcut-o devine mai ieftină, prețul ei s-a dus în jos, de cele mai multe ori, suntem tentați să vindem, ne speriem și spunem, aolo, înseamnă că am făcut o investiție proastă, hai să vând acum repede cât încă mai am bani. Astfel încât cel mai important lucru de cele mai multe ori în investiții este mai degrabă partea psihologică și este ceva ce noi incorporăm în mod constant, atât partea matematică, statistică, de analiză fundamentală, cât și partea psihologică și ce credem că se întâmplă în piață. Și acum o să intru în partea a doua a prezentării. Cum investim? Teoria, sunt două teorii. Teoria clasică a portofoliului presupune că suntem raționali, că luăm decizii raționale în momentul în care investim. Și asta înseamnă că dacă am două active, voi face un calcul și voi alege întotdeauna activul care îmi dă un randament mai mare per unitate de risc. Însă este și teoria finanțelor comportamentale care spune că oamenii nu sunt deloc normali. Nu sunt raționali, de fapt, și sunt normali. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem și emoții, avem preferințe. Poate nu mă interesează atât de mult performanța financiară a Tesla, dar uite, îmi place Tesla pentru că uite ce face și vreau să fiu parte a acelei povești.
nici nu contează neapărat dacă cred sau nu că este și o afacere bună. Este un lucru care se întâmplă și este normal. Nu este nici irațional, nici problematic, este pur și simplu normal. Suntem oameni. Și câteva exemple. Dacă v-aș întreba acum care din aceste două mese sunt mai lungi, cel mai probabil că mi-ați spune că masa din stânga este mai lungă, după cum se vede foarte bine în ecran. Însă, în realitate, dacă le măsurăm, este o iluzie optică. Ambele sunt la fel de lungi, ambele mese sunt la fel de mari. Este doar o iluzie optică. La fel, dacă vă întreb acum ce culoare au aceste două pătrățele, probabil că îmi veți spune că cel de sus este maro și cel de jos este portocaliu. Însă și de data aceasta este o iluzie optică. În momentul în care îndepărtăm celelalte cuburi, ajungem să vedem culoarea reală și culoarea reală este maro, este fix la fel în ambele părți. Și de ce am zis să încep cu exemplul acesta? Dacă ceva atât de simplu și de banal, precum o culoare sau o dimensiune, toți am spune că suntem raționali și că putem să vedem culoarea așa cum este ea, sau putem să vedem dacă două mese sunt de aceeași dimensiune și suntem atât de ușor de înșelat cu ochii noștri, vă dați seama ce se întâmplă în zona banilor când deja vorbim de concepte și de lucruri mai greu de înțeles și nu atât de evidente. Un exemplu fain, iarăși privind raționalitatea, a fost făcut de către Dan Ariely, este un psiholog și scrie cărți destul de frumoase în zona asta de finanțe comportamentale. Și este ceva care poate puteți încerca. A făcut un experiment, s-a dus într-un campus de studenți și a zis: ok, vrem să vedem care dintre cei doi participanți la studii, între Tom și Jerry, să le spunem, care dintre cei doi sunt mai frumoși, mai apreciați de către doamne. Și apoi au zis: ok, hai să vedem mai mult de atâta, vrem să vedem dacă putem influența percepția. Și ce au făcut? Au băgat și un Jerry un pic mai urât în acest studiu. Și în momentul în care au băgat un Jerry un pic mai urât, pe cine credeți că au ales participantele la studiu? Pe Tom sau pe Jerry? Pe cine credeți că au ales? Pe Tom sau pe Jerry dintre cei doi? Ce se întâmplă în situații de genul acesta și dacă vreți puteți încerca? Același experiment l-au făcut și s-a adăugat un Tom urât. Crezi că s-a schimbat ceva în decizia lor? În momentul în care au schimbat, nu l-au mai băgat pe Jerry urât, au făcut un alt experiment și l-au băgat un Tom urât. Ce s-a observat? În momentul în care adaugi un Jerry mai urât, automat toată lumea o să-l aleagă pe Jerry cel frumos. În momentul în care adaugi un Tom mai urât, toată lumea, sau toată lumea, mare majoritate, îl aleg pe Tom cel frumos. De ce? Mintea noastră nu este în stare să gândească în concepte abstracte. Și când am doi oameni diferiți, atunci, poate ăla, sau două concepte diferite, nu prea știu cum să aleg. Uitați-vă când vă duceți la un magazin, dacă ați avea doar două televizoare, să alegeți dintre două televizoare, deci nu mai aveți 50 de televizoare în magazin, aveți doar două. Vă va fi extrem de greu să alegeți. Pe când, dacă aveți 10 televizoare din care știți clar că unele sunt nasoale, vă este mult mai ușor să alegeți. Și exact asta ne arată și experimentul ăsta și cu ceva extrem de important pentru noi, până la urmă, viața noastră amoroasă, legăturile sentimentale pe care le avem. Acum, dacă vă întrebați câteodată de ce vă invită prietenii în oraș sau dacă vreți să arătați să atrageți pe cineva, puteți să luați pe cineva care seamănă cu voi,
îl rugați să se îmbrace un pic mai urât și atunci veți avea mult mai multe șanse să atrageți atenția celor din persoane pe care vreți să o impresionați. Și râdem, glumim, dar este adevărat. Este foarte adevărat lucrul ăsta. În momentul în care vrei să atragi atenția, ajută foarte mult să ai pe cineva lângă tine care să fie un pic sub tine. Atunci, prin comparație, vei părea mult mai ok. De ce e important pentru noi asta în investiții? În momentul în care luăm o decizie de investiție, la fel comparăm. Întotdeauna comparăm varianta A cu varianta B și foarte, foarte ușor, că și noi toți suntem oameni, foarte ușor poți să cazi în capcana de a alege poate pe Jerry, când de fapt Jerry este investiția mai slabă în cazul ăsta. Atunci ne punem întrebarea, suntem cu adevărat în control pentru deciziile noastre? Și realitatea că nu prea suntem în control pentru deciziile noastre. Hai să trecem un pic la lucruri un pic mai serioase. Aveți aici procentul de șoferi din țări care sunt de acord să-și doneze organele în cazul în care mor pe șosea. Deci au un accident rutier, mor și câți din oameni sunt de acord să-și doneze organele. Și uitați-vă doar la două exemple, haideți să luăm Austria. 99,96% din șoferii din Austria sunt de acord să-și doneze organele și poate să salveze altă viață după ce, dacă ei, Doamne ferește, au un accident. Deci aproape toți, cred că doar câteva persoane ultra-religioase nu sunt de acord. Deci putem spune că despre austrieci că sunt niște persoane foarte ok, empatice cu connaționalii lor. Dar uitați-vă la răii de germani. Doar 12% din germani sunt de acord să-și doneze, să facă acest lucru altruist. Sau Danemarca, sau Anglia, sau Olanda. Și acum aș îndrăzni cu o întrebare către voi. Totuși, între Germania și Austria, nu știu, eu am fost pe acolo de multe ori. Nu mi s-a părut cu diferența atât de mare între nemți și austrieci. Vorbesc aceeași limbă, sunt tot blonzi, cu ochii albaștri și unii și alții. Poate austriecii sunt un pic mai prietenoși decât nemții, dar nu sunt diferențe mari. Ce credeți că i-a determinat totuși să aibă discrepanța asta atât de mare în deciziile pe care le-au luat? Exact ce vorbeam mai devreme, suntem foarte ușor să fim influențați de către lucruri chiar foarte simple, dar în decizii câteodată extrem, extrem de importante. Vă dați seama, este o decizie foarte importantă, spun eu, să decizi dacă după moartea ta ești de acord ca organele tale să fie prelevate și poate să salvezi o viață. Ține de etică, ține de moralitate, ține de religie. Este o decizie extrem de importantă și vedem aici pe ecran niște extreme. Și care a fost diferența? Modalitatea în care a fost pusă întrebarea. Și unul din bias-urile comportamentale foarte mari este că mergem cu varianta predefinită. Pe scurt, decidem să nu decidem. Fugim de decizie. Și ce s-a întâmplat? Dacă aveți pe un formular de bifat o căsuță, bifați aici dacă vreți să participați la program. Asta era întrebarea pentru Germania. Bifați dacă vreți. Și ce se întâmplă? Oamenii nu bifează. Mă mai gândesc, oare o fi bine? În momentul în care trebuie să faci ceva, să faci o acțiune, deja e o decizie care trebuie să te gândești un pic la ea. Și atunci de cele mai multe ori spui, băi, lasă așa, nu fac nimica. Și atunci ajungem să mergem în varianta care nu facem nimic. Asta este varianta predefinită. În celelalte țări unde ați văzut aproape de 100%, era bifează dacă nu vrei să participi la program. Acum imaginați-vă că sunteți voi în fața unei asemenea hârtii și trebuie cu mâna voastră, cu pixul, să bifați acolo. Eu nu vreau să salvez o viață dacă eu mor. Vă dați seama că e foarte greu să faci asta. Și Austria și în celelalte țări avea opțiunea asta.
e aceeași, din punct de vedere rațional, e fix același lucru. Trebuie să spui dacă vrei sau nu vrei. Dar în momentul în care îl pui pe om să ia o decizie să bifeze, atunci devine, putem ajunge sau nu putem, ajungem la rezultate complet diferite, pentru că lipsa unei decizii cumva nu trece prin filtrele noastre de moralitate. Spunem, ok, n-am făcut nimic. Dacă n-am făcut nimic, nu sunt vinovat. Deci nu am luat o decizie, nu sunt vinovat, nu mi-o asum, nu e a mea. Deci lipsa unei decizii ajunge să fie considerată că nu este a mea și cu lucruri de genul acesta ajungem la urmă aberații. Adică este o decizie rațională, Franța 99,91, Ungaria 99,97, Austria 99,96 și lângă Danemarca cu 4% sau Germania cu 12%. Vă dați seama că este efectiv o aberație și vine din modalitatea în care s-a prezentat întrebarea. Acum ne apropiem din ce în ce mai mult de zona investițională și o să vă invit să facem un exemplu împreună. Să presupunem că v-ați angajat și vreți să economisiți 500 de lei pe lună. Ați auzit că ar fi bine să aveți niște bani deoparte, poate vreți să vă luați o casă, poate vreți să aveți bani pentru a vă întemeia o familie mai încolo, să aveți economii puse deoparte. Și aveți două variante de plasament. Puteți să faceți un depozit cu 5% pe lună, 5% pe an, mă scuzați, dar un depozit la fiecare lună, dar cu 5% de randament anual. Și acest depozit puteți să-l faceți foarte simplu, direct la facultate sau unde locuiți voi, aveți o bancă și puteți chiar acolo să-l faceți, e instant, fără niciun efort. Și a doua opțiune este un pic mai complicată, trebuie să vă deplasați, vă duceți la o sucursală bancară, este destul de departe și aveți un randament de 6% pe an. Vă faceți un calcul și ajungeți la concluzia, măi, dacă economisesc 500 de lei în fiecare lună, între cele două variante, diferența de randament este 28 de lei. Deci pun 500 de lei în fiecare lună și mă uit la finalul anului câți bani am strâns și diferența este de 28 de lei între cele două variante. Acum, merită pentru 28 de lei să vă deplasați? Da, poate merită, poate nu. Marea majoritate să știți că spun nu. Băi, pentru 28 de lei nu mă duc. Da, mă duc. Mă duc, semnez documente, pierd o oră pe acolo, trafic, biletele de RATB, mașina, benzină, Uber și mai departe. Nu, nu mă duc. Dar întrebarea este mai. Nu ar trebui să ne limiteze la un an. De ce? Orice vârstă am avea, orizontul nostru de timp e foarte lung. Că nu plănuim nici să murim peste un an și nici să fim lefteri peste un an. Plănuim să avem bani tot restul vieții noastre și chiar și când murim să lăsăm către copii. Astfel încât orizontul de timp este foarte, foarte lung. Și ce se întâmplă este că în momentul în care iei o decizie, nu mai schimbi. Adică, de multe ori ajungem să zicem, lasă că fac așa și îi vedea eu mai încolo. Dar mai încolo nu mai vezi. Nu mai revii pe decizie. Este ca și cum dacă vă mutați într-un apartament nou și aveți în debara un bec care atârnă de două fire, ai, lasă-l, fac eu mai încolo. Și vă treziți peste 5 ani de zile, tot același bec agățat de două fire acolo, pentru că nu n-ați mai făcut nimic de atunci. Și asta se întâmplă și cu banii. În momentul în care luăm o decizie, chiar dacă o luăm pentru un an de zile, realitatea că ajungem să stăm cu ea poate o viață cu acea decizie. Și cât credeți că ar fi diferența aceasta, care după un an de zile a ajuns la 28 de lei, cât credeți că va fi diferența în 30 de ani? Adică pe termen lung, pentru că am stabilit că vă doriți să aveți bani întotdeauna, nu doriți să ajungeți în faliment niciodată. Cât credeți că ar fi diferența aceasta în 30 de ani?
Asta este o primă observație. S-ar ajunge la mai mult că este conceptul de dobândă compusă, adică acești 28 de lei vor fi și ei reinvestiți și ei vor câștiga dobândă. Și mai este ceva, noi economisim 500 de lei în fiecare lună. Vom continua să economisim și pe termen lung și se vor tot strânge acolo bani care vor face dobândă. Deci după un an nu va mai fi 28, va fi mai mult oricum și datorită faptului că avem o sumă mai mare care să producă dobândă. Două observații foarte, foarte bune. Și diferența între cele două, vă spun că am făcut exemplul ăsta cu 500 de oameni în sală, aproape nimeni niciodată nu se apropie de adevăr. Am avut o singură persoană, un inginer statistician, care s-a apropiat de sumă și diferența este 86.000 de lei. Deci, o diferență destul de mare, diferența între un Sandero și un A4, ca să o și vizualizăm. Și de ce este diferența asta atât de imensă? Și nu ne putem da seama în mod normal de ea. Noi gândim, suntem obișnuiți să gândim, dacă punem o axă așa, suntem obișnuiți să gândim liniar. Adică dacă 1 plus 1 fac 2, atunci și 2 plus 2 face 4 și după aia mai adaug încă 2, 6 și așa mai departe. Și asta înseamnă gândire liniară. Suntem obișnuiți să gândim așa. Pentru că în natură, aproape totul este liniar în natură. În schimb, când vorbim de bani, vorbim de acea minune, a opta minune a lumii, cum a numit-o Einstein, dobânda compusă. Credeți-mă, este primul lucru pe care îl învățăm la economie, dar este și cel mai important de departe. Cel mai important concept în toată economia asta și cred că am studiat, nu știu cât n-am studiat până acum, 10 ani, 12 ani în total cu toate MBA-urile și CFA-urile, dar nu-i nimic mai important decât dobânda compusă. Warren Buffett, probabil cel mai de succes investitor din lume, și-a numit bibliografia The Snowball Effect, efectul de bulgăre, tot datorită dobânzii compuse. Și, în mod normal, liniar înseamnă așa, adică dacă avem ceva cu 2, 2 plus 2 face 4, 6, 8, 10, deci este liniar. Însă, în momentul în care avem dobândă compusă, atunci devine exponențial și ceva care la început are diferență foarte, foarte, foarte mică, ajunge după un număr mare de ani, să aducă o diferență absolut fantastică între cele două. Și asta s-a întâmplat și în exemplu de față, ceva ce după un an de zile avea diferență 28 de lei, nesemnificativ sau foarte puțin relevant, pe termen lung are pur și simplu o putere absolut extraordinară. Astfel încât sau nu dacă, sfatul meu este să economisiți și să investiți bani, pentru că diferența este absolut fantastică. Dacă vreți să fiți milionari la 50 de ani, nu trebuie să faceți prea multe lucruri. Trebuie doar să economisiți niște bani constant, lună de lună, și credeți-mă, la vârsta voastră nu trebuie nici sumă mare, pentru că se poate ajunge lejer la sume foarte mari. De exemplu, aici vedeți doar diferența, acești 86.000 sunt doar diferența. Sumele totale, cei 500 de lei economisiți, aduc undeva pe la 600 de mii. Deci, dacă puneți un pic mai mult, ajungeți chiar la 1 milion, doar cu o sumă mică de 600-700 de lei economisit în fiecare lună. Mergând mai departe un pic, am vorbit de dobânda compusă și de problemele cognitive pe care le avem. Dar hai să ne uităm un pic și cum investim în România. Și aici avem activele populației și avem 74% din activele avem în imobiliare. Și destul de puțin bani avem în zona de active financiare și numerar și depozite 11% și așa mai departe. Suntem la nivel european cam cei mai mari deținători dacă ne uităm acum doar la activele financiare, suntem de cei mai mari deținători de depozite bancare. Și ce observați în tabelul acesta, sau ce concluzie trag eu, este că
nivelul de educație financiară este strâns legat cu modalitatea în care investim. Pe scurt, cu cât suntem cu cât avem un scor PISA mai mic, cu cât avem o educație și o experiență financiară mai redusă, cu atât investim în lucruri mai simple. Ne este frică. Ne este frică de nou, nu înțelegem. Și observați că tot flancul estic european, vorbim de Bulgaria, vorbim de Grecia, Croația, Malta, Slovenia, toți suntem cu ponderi mari în depozite, pentru că asta înțelegem, asta am văzut la părinții noștri, ne este teamă să încercăm ceva nou. Este o mare problemă aici a ne asuma lucruri noi și ne este teamă. Însă observăm că în zona vestică, marea majoritate a țărilor sunt mult, mult mai active în a investi. Că vorbim de investiții în obligațiuni, că vorbim în acțiuni, că vorbim de investiții în fonduri de investiții. Sunt mult mai activi în a își asuma un anumit nivel de risc pentru a câștiga mai mulți bani. Iarăși, vorbeam un pic mai devreme de activele imobiliare. Suntem, poate știți sau nu, dar suntem cei mai mari proprietari de case din Europa, din întreaga Europa. Ne place să ne deținem casa, în comparație, de exemplu, cu nemții, unde undeva doar jumătate din nemți sunt și proprietari pe casă. Lucru care poate iarăși vine un pic din istorie, ne este teamă și vrem întotdeauna să avem ceva al nostru, să ne deținem casa. De multe ori este primul lucru pe care îl facem. Eu vă zic sincer, eu stau cu chirie. Am și investiții în imobiliare, dar le-am pur investițional și eu prefer să stau cu chirie. Mi se pare că să fie mult mai flexibil așa. Anul ăsta chiar m-am mutat ultima oară. M-am mutat să fiu lângă școala copiilor. Nu vreau să pierd 2 ore în traficul din București. Cu copiii să-i duc la școală, să-i întorc de la școală. Și vă spun că eu înțeleg perfect pe nemți, care mulți nu sunt proprietari. Pentru că proprietar înseamnă că investești emoțional, investești financiar, ai cheltuieli și te legi de un singur loc. Dacă am o oportunitate să plec la alt job, în alt oraș, în altă țară, sunt legat de proprietate și nu, mie personal nu mi se pare foarte ok. La fel și americanii sunt foarte, favorizează foarte mult partea de chirie. Nu zic că imobiliar nu este bine să avem, bineînțeles că este bine să avem, însă eu privesc mult mai investițional orice lucru din zona imobiliară. Decât, după cum vedeți pe grafic, privim marea majoritate dintre noi, de ne dorim să fim proprietari pe casa în care stăm. Dacă se poate o concluzie după această parte a prezentării, pentru un tânăr, un student, un masterand, ce recomandare ai avea acum când este tânăr? Ce ar trebui să facă, un sfat din partea unui reputat manager de bani? Ce ar trebui să facă pentru a-și atinge independența financiară? Să înceapă să investească de la primul salariu. Deci, în momentul în care a luat primul salariu, nu contează cât este și nu contează suma pe care începe să o economisească și să o investească. Important este să înceapă să facă lună de lună, să-și facă un obicei. Pentru a fi independent financiar și a ajunge destul de rapid să fii independent financiar, nimic nu este mai important ca obiceiul, crearea unui obicei. Dacă nu avem un obicei, în fiecare lună se vor găsi scuze pentru care nu putem să economisim. Că avem un botez, avem o nuntă, e Crăciunul, e Revelionul, este vară și vreau la mare, este munte, vreau la schi. Este cea mai mare greșeală pe care o facem, să nu ne plătim pe noi înainte. Deci, nivelul cheltuielilor se ajustează întotdeauna după venituri. În momentul în care treceți de la nu avea salariu la avea primul salariu, întotdeauna, din punctul meu, apucați-vă din start, puneți-vă niște bani pentru voi, pentru voi din viitor. Puneți-vă 100 de lei, 200 de lei, 300 de lei, cât puteți, în mod automat investiții în fiecare lună. Și la fiecare mărire de salariu pe care o veți avea în timp,
puneți o parte consistentă din acea mărire la treabă, să muncească pentru voi, investiții. Pentru că altfel nivelul cheltuielilor se va ajusta și veți ajunge să cheltuiți toată mărirea fără să puneți bani deoparte și vă veți trezi la 40, la 50 de ani, aoleu, eu nu am bani. Un singur exemplu aici, Lucian, anul trecut citeam cu tristețe în momentul în care a fost lockdown-ul că 40% dintre români nu aveau bani nici măcar pentru o lună economisiți. Se trăiau de la salariu la salariu, că e bine, că e jobul sigur, că n-are de ce, că mă apuc altă dată. Și când a venit lockdown-ul, 40% dintre oameni nu aveau bani nici măcar pentru o lună. Dacă nu ar fi fost intervenția statului și ajutoarele pentru a ține economia în picioare, ar fi fost efectiv o tragedie în multe familii. Mulțumim foarte, foarte mult, Mihai Porcarea, unul dintre cei mai reputați manageri de bani. Mulțumim mult pentru participarea la acest eveniment al Facultății de Management din cadrul SNSPA și sunt convins că studenții și masteranzii noștri au avut foarte multe lucruri de învățat în urma acestei prezentări. Cu drag, cu plăcere.